Cap este un show în care băieții abordează fetele, iar fetele decid cine este cel mai bun pe caper. Bună seara, asta este Pe Cap! Pe Cap, show în care băieții abordează fetele. Astăzi este o ediție specială de 8 martie. Voi tare mult ne-ați rugat, asta s-a întâmplat. Astăzi, fetele vor aborda băieții, da? Vreți? De mult așa ceva? Da? Da? Vă place? Da! Întâmpinați cu aplauze, fierbinte, fetele din această seară, Mihaela Ionașcu, mamă de pisici, Nicoleta Caraman, Cristina Platon. Bravo, fetele! Bravo, fetele! Eu vă las! Întâmpinați primul băiat care urmează să fie abordat, Mihail Stâș, vedeta TikTok-ului. Stop that! Salut! Salut! Uite, mă uitam zilele astea pe magazin Loul, așa e tare s-a scumpit, ai observat? Da. Dar eu știu de ce. De ce? Ai început cumva tu să fuți tati găinile din Moldova? Nu, nu! Ce ești? Una în propstitul. Te aștept. Știi, eu mă uit la tine. Ești un băiat foarte sincer. Eu știu că vii de la sat și îți place tot ce gospodăriești. Uite, eu știu să fac zamă, să fac borș, să fac sarmale. Gata, nu mai spun. Eu sunt tare bună la capitolul fac. Salut. Salut. Închipuiți că noi am o suntem la prășit. Ne-am închipuit. Scoate ouul tău în puțet și hai la treabă. Scoți ori nu scoți? Dă-și voi abiedă. Я не озарем. Дела тут опрошит, маленькая солнечный удар. Eu sunt mamă de pisici, dar astăzi vreau să fiu sucică lângă tine, adică să stau în patru labiși cu limba afară. Cu pisicile. Da. Uite, eu când eram mic îmi plăcea să fur mere din livadă. Știu tare, ne amintești de paznicul de acolo. Pur și simplu, tot pahodezi vrei să mă împuști în fund. Uite, mă uit la tine și eu cu ochelarii ăștia mei, cu buzele roșii. Așa și vreau să ne jucăm de profesoara și elevul. Doar că la noi în clasă, gălăgia să facem amândoi. Tu întâmplător nu ești petuh? Nu. Atunci, deși lângă tine pielea mea să faci și ca de găină? E bun, e bun. Pentru tine m-aș face. Stai că ne-am uitat de-am. Ești petuc sau gălăgie în clasă sau Mihaela? Gălăgie în clasă, la școală îmi plăce. Uite, știi care e diferența dintre mine și mama ta? Nu. De la mine poți să o știți până la ce vârstă vrei. Dar eu în mitel eram țărgat. Ai, cu maliutca. Dar până rezolvam asta, tăi. Am lactoză. Vaginul meu azi este bucătăria lui Mără. Azi toți mănânci acolo. Uite,
Mihail, eu mă uit la tine și eu văd cât prea mai ouă, da? Și eu am impresia că el e așa de mare. Nu te greu să mergi cu dânsle pe stradă? Dacă vrei, eu am cehol pentru dânsle, fundul meu, gen. Poți să le păstrez acolo. În cap și găină? Lângă tine chiar și așa o fată slăbuță ca mine se transformă într-o scroafă. Dar știi de ce? Nu. Pentru că la scroafe orgasmul durează 30 minute. Gata, mă sinucid. Energy lit, just spent a 100 G lick just to flex on a broke bitch with my Louis V drip. Bună ziua, dragă audiență. Noi suntem partidul MEM. Moldova e Moldova. Vrem să vă prezentăm campania noastră electorală. Și ședință o să ne puneți. Și pensii bud 2000 euro. O să luptăm împotriva corupției. Asta cum? Este dai cu capul de perete, mazahistule. Vom investi 3 milioane în educație. Aha. În educația copiilor tăi, da? Vom investi în sport. Iar îți cumpere crăsoși noi. O să contribuim intens la dezvoltarea culturii. Du-te în cultură ta. Vom crea locuri de muncă bine plătite. Băi, ne-am săturat de promisiune. Voi toți sunteți la fel. Jos MEM! 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 Stop! Deja nu-i de râs. Fă alegerea corectă. Pe 1 aprilie, 19:30. Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Bilete pe iticket.md. Întâlniți următorul bărbat, Vlad Sliusarenko! Stop that! Uite, eu nu să țigan cât la Gara de Nord, dar ți-aș băga o dată mâna în pantaloni. Ok, ok. N-ai să găsești nici acolo. Vlad, eu puțin m-am îmbolnăvit. Se vede. Mie medicul mi-a prescris niște pastile. Analgine. Gine. Mă uit la tine, știi, și mi-amintesc când mi s-a stricat frigiderul. Simt cum mi se dezgheață păsărica. Mă uit la tine și unica și vreau să spun fu. Fu-te-mă. Nu pleacă nimeni în această rundă. Mergem mai departe în runda următoare. Nu, mie tare îmi place sex oral, dar chiar nu-s giraf, mă scuz. Vreau să te invit la mine acasă să avem un sex de ăsta murdar. Vreau să te poști avea chestiun să apă sucă. Vlad, eu nu-s vânt, dar pot să te nebunesc. Știi cum se spune, nu faci vânt cu pomul și faci pizda cu omul. Eu sunt așa de ferminte că mă tem să frigi limba, dar nu-ți faci greș că m-am pregătit și-am luat pantanou. Am înțeles. Mama Mâțelor nu merge, pare rău Mama Mâțelor. Și nu merge Cristina Platon. Mă scuzați, fetele. Știi că se spune că calea spre inima unui bărbat merge prin stomac? Da, am auzit așa. Ok, fute-mă stomac. El,
El așa de jos, blăță, sau care e treaba? Vlad, tu lucrezi cumva ca mim? Nu. Păcat, eu aș fi mimat un orgasm alături de tine. Am înțeles, sunt pe ea, Vlad, uite, eu nu cred în Dumnezeu, eu nu cunosc Tatăl nostru, dar eu cred că penisul tău ar trebui să devină penisul nostru. Dacă mergi la mine acum noaptea, a să ai parte de o seară gălăgioasă și umedă. La mine așa de tare răcnești copilul și schiși în pat. Hai bine tot! Hai bine în drum! Vezi că te avem în comun? Eu mai simt ce. Mihaela Ionescu! Energy lit, just spent a 100 G lick just to flex on a broke bitch with my Louis V drip. Și lângă noi vine acum un bărbat pe măsura acestor femei frumoase, Capuchon. Stop that. Yeah, I'm awesome, yeah. Hot like fire on a pan. If you wanna touch my please use caution. Salut. Am ascultat muzica ta și am înțeles că îți place fuțurii. Încă o dată. Am ascultat muzica ta și am înțeles că îți place de fut. Hai, lasă să virești. Am ascultat muzica ta și am înțeles... Ai înțeles ceva sau n-ai înțeles nici ceva? Eu. Că-ți pui tu mâna. Am ascultat muzica ta, am înțeles că îți place de fut în urechi. Și zici dacă seara asta încercăm normal, în pizdă? Uite, vezi? Uh-huh. Și asta. Spune tu. Și asta. Globe? Păi, e normal. E normal, e globe. Care ce am înțeles, tu nu înțelegi. Uite, vezi? Nu pot să fac așa. Ai înțeles la miocul, da? Și eu, asta au fost patcar. Salut. Știi, eu sunt actriță de specialitate, dar lângă tine sunt că mă fac electrician. Uite, pun mâna și simt cum vine squirt, circuit. Eu am auzit că pula ta e un magnet, sper că asta e adevărat, pentru că eu m-am pregătit. Cu glugă pe la țeță nu prea. Eu am înțeles gluma, da. Eu propun să mergi după filmări la mine, să facem sex. Dacă n-ai să te descurci, te ajută bratca. Tu gândești. Ai ascultat tot muzica mea. Merg mai departe pe profesie. Deci, eu știu să imit păsăriele, animăluță, diferiți oameni, dar cu tine eu simt că niciodată n-aș putea imita orgasmul. Eu promit. Poți fi mai atent, te-am văzut la știri. Îmbălți chiar o găsit pula ta. 303, prima glumă a dat care a fost. Prima cu bratcă. A, prima cu bratcă e bună. Eu sau glumă? Amândoi. Asta cu știrile, taxi, da. Ok. Asta nu treci, cu știri la Bells. Când stau lângă tine, mă teleportez în copilărie. Parcă simt ca sunt mamuș cu genunchi răzibiți. Eu nu citesc rap, dar eu cred că noi avem ceva foarte în comun. La mine tot gura nu obosește niciodată. Crezi că eu grăbesc lucrurile? Eu vreau să fac o declarație. Eu iubesc minetul. Super! Crezi tu faci oamenii să viseze? Eu mă uit la tine și visez să fiu escalator. Uite, așa vreau să-ți ating vârful. Parcă ești o chirie pasutășnă de la poșta veche. De la tine prea mă adușa sex. Eu
sunt un pic mai romantic, un pic mai vechi și revenim la filmele din trecut. Dacă noi am fi pe Titanic și tu ai fi Jack, iar eu Rose, tu niciodată nu te-ai neca. Tu tot timpul ai să ai un loc în mine. Ambele zbune, și ca glume, și ca... La mine sunt mai mari. Cred că Nicoleta. Dar eu sunt mai tânără. Nicoleta. Energy lit, just spent that 100 G lick just to flex on a broke bitch with my Louis V drip. Cum urmează cel mai sexy comediant, Alexandru Ghețan. Stop that. Yeah, I'm awesome, yeah. Hot like fire on a pine. If you wanna touch me, I'm please use caution. Știi, da, asta e pe bune când te-am văzut azi și am venit. Eu am auzit așa că este un stand-uper foarte frumos, sexy, cel mai bun, știi? Dar eu intru și văd un băie și zic, Doamne, este precis că e gay. Nu, nu poate natural să arăte așa de ghini. Nu mă minciune, așa-i? Nu mă minciune. Știi, de obicei dorm cu 3 motani, deci toți cu care eu dorm sunt castrați. Ce zici, ne culcăm? N-am încotro. Ok. Așa, bună seara! Ghețan, când te-am văzut prima dată, m-am simțit ca un țăran de la Hârbăvăț care văd prima dată molo. Eu tot am rămas cu gura căscată. Îți propun să mergi la mine să bem niște bere. Ții cum îți place, cu spumă sau fără? Cu spumă, cu spumă. Am înțeles, înseamnă că baia o să fie cu spumă. Oh. Nu, trec toate patru mai departe. Trec toate patru. Da, hai și... Da, asta e schema. Da. Hai. Eu mai am două cu ea. Spate-ți pe mână așa. Hr. Pentru că eu, uite, alături de tine vreau să beau vin, să admir apusurile, să te țin, să-ți țin mâna la mine, la păsăric. În seara sunteți arestat în baza articolului 69, păstrarea pulei în mărimi deosebit de mari. Știi tu și știi. Next! Tu ești cumva raftul de la casa supermarketului? Da. Baby, pentru tine asta tot așa e lubrifiant. Când stau lângă tine, mă simt ca în prima zi de ciclu. Curg în continuu. Okay. Sigur, mai departe, mamă de pisici. Ok, și... N-ai ciclu? Nu mai am nică. A, da. Treci mai departe. Dacă ai probleme cu banii, eu pot să te ajut, pot să-ți dau și cu banii pot să te împrumut. Tu, случайно, nu ești rămai de la bicicletă? Просто ai să stai tot țăraune dintre picioare. Da. Ok. Bun. Când te-am văzut, mi-am adus aminte de primul meu joint. Tot am încetat să mă mișc, vreo 40 minute ne-au curs balile. Eu sunt om, am nevoie de ceva greu, spun deasupra la curechi murat. Mamă de pisici. G lit, just spent that 100 G lick just to flex on a broke bitch with my Louis V drip. Asta a fost pick-up-ul cel pe care îl fac fetele pentru băieți. Un rând de aplauze pentru fetele care astăzi au făcut pick-up. A fost foarte fain. Felicitări Pop Marti, femeile din sală, felicitări Pop Marti, băieți, un rând de aplauze pentru ele. Iar voi urmăriți pick-up-ul, dați-ne un like, share, subscribe. Mua, mua. Vă pup, pa, pa. Hey, salut!
Dacă v-a plăcut emisiunea de astăzi, atunci puteți să ne susțineți pe Patreon. Iar dacă în general vă place contentul nostru, puteți să deveniți partenerii noștri. Tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți un mesaj pe Instagram sau pe mail. Haideți să creăm împreună conținut calitativ pentru YouTube-ul moldovenesc. Da!